Bună seara! Bun găsit tuturor la Dincolo de Alb și Negru. În mod normal ar trebui să țin un discurs. După cuvintele unui personaj celebru pe care le-a spus la Revoluție, să spunem cine suntem și ce vrem. O să spun foarte pe scurt. Suntem un program al televiziunii publice, o emisiune în care încercăm să învățăm cu toții să gândim mai mult cu mințile noastre și să ascultăm oameni care știu despre ce vorbesc. E foarte simplu. Invitatul nostru de la deschiderea acestei serii de emisiuni este istoricul Cosmin Popa. Domnia sa lucrează la Institutul de Istorie, la Institutul Național de Istorie Nicolae Iorga. E specializat în spațiul sovietic și post-sovietic, a studiat la Moscova, e cineva care știe despre ce vorbește. Bună seara, Cosmin Popa, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, domnule Ștefănescu, și mă simt deosebit de onorat pentru că sunt primul invitat al primei ediții al acestei noi emisiuni. Mulțumim foarte mult. Succes. Mulțumim, avem nevoie. Și viață lungă. Avem nevoie. Trebuie să fac și o precizare pentru cei care urmăresc garantat 100%. Emisiunea asta se poate urmări în reluare până la toamnă. La toamnă revenim cu reluări. Revenim cu premiere. Asta e important să spun. Premiere. Asta apropo de viața lungă. Premiere. Da. 9 mai. Zi importantă. Semnificații multiple. Ziua Europei, ziua victoriei asupra fascismului, ziua independenței României. Totul pălește, sau cel puțin așa a apărut astăzi, sub imaginea paradei de la Moscova. A fost așa sau nu? Adică merită să ne gândim, să urmărim ce se întâmplă acolo? A meritat să fim atenți la ce se întâmplă acolo? Sau să fim mai atenți la democrația noastră și la sărbătoarea Europei? Păi dacă puneți așa în termeni ăștia, problema încep să devin foarte atent. Pentru că sigur că merită să ne uităm ce se întâmplă acolo, pentru că suntem în mijlocul unui război. Din păcate, suntem cu toții asemenea unor psihanaliști care încercăm să demontăm mecanismele interne ale unui pacient care este departe de forma sa psihică cea e mai bună. E un pacient? Sigur că da. E un pacient. Rusia e un pacient, președintele Putin este un pacient. Asta este dincolo de orice discuție. Acum, sigur că depind foarte multe de Putin, dar nu depinde atât de multe cât i-ar plăcea lui să cred. Așa că trebuie să fim atenți în egală măsură și la democrația noastră, pentru că Ucraina ce a demonstrat? Ucraina a demonstrat că nu există implacabil în istorie, nu există implacabil atunci când vrei să trăiești liber și nu există nici inevitabil. Și că uneori David îl învinge pe Goliat și o face de o manieră exemplară. Domnule Popa, evenimentele astea au împărțit lumea și nu doar lumea noastră în două. E o împărțire încărcată de emoție. Sunt mulți compatrioți care participă la ceea ce se întâmplă în apropierea acestei țări, ca la fotbal. Mi-e greu să spun lucrul ăsta, dar așa e. E ca și când am ține unii cu Ucraina și unii cu Rusia. Există și oameni care îl simpatizează pe președintele Putin, oameni care cred că e o cauză dreaptă, cauza pe care domnia sa o servește. Sunt compatrioții noștri. E o discuție exact ca aceea pe care o purtam cu puțină vreme în urmă despre virus. Unii de o parte, alții de cealaltă parte a baricadei. Cum facem? Cum discutăm în situația asta? Cum păstrăm demnitatea intactă a tuturor și cum reușim să dialogăm? Este o întrebare foarte grea, care merită o bibliotecă întreagă și un șir de ani de emisiuni. Sigur că păstrarea demnității, păstrarea aparenței dialogului este o chestiune care ține de structura noastră internă, pentru că sunt foarte puține dintre argumente, foarte puține argumentele folosite de cele două părți care ne pun într-o poziție de compatibilitate. Sigur că există oameni care îl susțin pe Putin. Sigur că, da, există mai multe tipuri de proveniență al acestei atitudini. Una dintre ele ține de structura interioară a individului. Sunt oameni cărora le place să meargă cu tot din adinsul împotriva curentului. Sunt oameni care vor să dovească că sunt diferiți, să raționeze într-o manieră diferită, să se situeze, dacă vreți, în contrapondere cu tot ceea ce ar putea însemna sau ceea ce unii dintre noi ar putea defini ca fiind normă. Și asta este una dintre surse.
Sigur că mai există și o altă sursă care ține de comportamentul politic și de opțiunile politice ale persoanei în cauză. Sunt persoane cărora pur și simplu democrația li se pare foarte complicată. Exact. Atrase de mirajul acesta al autoritarismului, care se consideră a fi foarte eficient, atât cel chinezesc cât și cel rusesc. Realitatea arată că dacă este să vorbim cândva despre lecțiile acestui război, ne arată că autoritarismul nu e deloc eficient. Autoritarismul este orice, dar nu e eficient. Vă întreb o secundă. Un compatriot poate să spună așa: da, domnule Popa, dar nu mă interesează pe mine lucrurile astea cu ideologia și cu autoritarismul și cu... Pe mine mă interesează dreapta credință pe care Vladimir Putin o reprezintă. Dreptatea. O societate care să nu fie influențată, cum spunea președintele Putin astăzi, de degradarea morală a Vestului. Ce îi se poate răspunde? Pentru că un dialog trebuie să purtăm. Să știți că sunt aproape de a fi pus în dificultate de această întrebare. În primul rând, că ar trebui să vedem dacă, într-adevăr, Putin întruchipează tradiționalismul. Și eu cred că Putin este foarte departe de tradiționalismul pe care vrea să-l întruchipeze. Ce înseamnă, de fapt, tradiționalism? Tradiționalism înseamnă o aderență nestrămutată, să spunem, la Biserica Ortodoxă, dacă vorbim de spațiu slavon. E foarte interesant ce comunică Biserica Ortodoxă Română, care se delimitează net și cu un discurs cum n-am văzut de mult față de discursul fraților ortodoxi de la Moscova. E bine că puneți problema. Eu, unul, mă regăsesc mult mai mult în poziția politică a Bisericii Ortodoxe Române decât cea a Guvernului României, referitor la războiul din Ucraina. Poziția politică... Mi se pare o poziție mai categorică. Mi se pare o poziție mai categorică, o poziție care operează cu o serie de criterii morale cu care guvernul, probabil ca urmare, nu știu, al căror opțiuni sau al căror condiționări, nu e stare, cu care un guvern nu e stare să opereze. Pentru că acest război, înainte de toate, este un război între bine și rău, între libertate și sclavie. Este un război între a trăi și a muri. El nu este un război între Rusia și Ucraina, nu este un război între Putin și Zelenski. De fapt, Putin pornește la premisa că Ucraina nu trebuie să existe, că ucrainenii nu există și că nu trebuie să existe. Ăsta este un război de anihilare. Pe cale de consecință, poziția politică a Bisericii Ortodoxe m-a făcut să o consider cu adevărat națională, dincolo de tot ceea ce pretinde ea. Și eu personal mă regăsesc mult mai bine în această poziție decât în poziția guvernului, care este una, nici călduță, nici... Noi încercăm să ne găsim dincolo de alb și negru aici, dincolo de extreme. Încercăm să eliminăm zgomotul de fond și să vorbim cu oameni care se pricep la lucrurile despre care vorbesc. E, de-aia vă întreb, de exemplu, ce consecințe, că e foarte important să știe compatrioții, ce consecințe poate să aibă conflictul din Ucraina asupra României? Pentru că mulți dintre noi spunem, lasă, domnule, nu e aici. E adevărat că e aproape, dar n-ajunge la noi. Na, aici nu este un... Asta este... E treaba lor. Este acest atacul Rusiei asupra Ucrainei a fost gândit ca primul pas al unui demers mai larg de destructurarea NATO în Europa Centrală și de Sud-Est. Faptul că el s-a transformat într-un război de uzură este doar meritul Ucrainei, ucrainenilor și al țărilor care au susținut cu arme și bani și declarații această rezistență. Dar în primul rând este meritul ucrainenilor. Cu toate astea, pericolul extinderii acestui război nu a trecut. Foarte important de spus asta. Pericolul nu a trecut. În momentul de față, Rusia nu numai că studiază, dar se vede din ceea ce întreprinde. Se gândește foarte serios la posibilitatea deschiderii celui de-al doilea front. Acest al doilea front poate fi deschis în Moldova. Ceea ce întreprinde în momentul de față în insula Șerpilor, încercând să consolideze acolo și să preia astfel ca insula Șerpilor. De aici este și foarte importantă insula Șerpilor, o importanță pe care guvernul României a neglijat-o în felul în care a comunicat acest conflict opiniei publice. În momentul de față, în insula Șerpilor, rușii încearcă ceea ce au să recupereze, ceea ce au pierdut prin scufundarea vasei Moscova, navei amirală a flotei Mării Negre, să acopere astfel încât să le permită transferarea de trupe în Transnistria. Că aceste trupe vor fi folosite pentru a ataca întâi Chișinău și apoi să pornească către Odessa sau Nicolaev, că se vor duce direct către Odessa sau Nicolaev în condițiile unei inacțiuni
a armatei de la Chișinău este deja cu totul altă problemă, este de ordin tactic. Însă, încercarea de deschidere al celui de-al doilea front este una foarte, foarte reală. De văzut dacă ei vor putea să facă lucrul acesta, până acum Ucraina rezistă foarte bine. E foarte interesant, într-un interviu acordat colegei Ramona Avramescu, Gari Kasparov spune așa, foarte interesant, cu Rusia nu e cazul să aplici metodele corectitudinii. E bine să joci strategic, nu regulile contează în situația asta. Așa este, numai că suntem în faza în care Putin și Rusia lui nu pot fi oprite la modul autentic decât pe câmpul de luptă. Spuneți un lucru foarte grav. Asta este realitatea. Putin nu se poate opri. Putin nu se mai poate opri. Sigur, cu cât pierde din ce în ce mai mult inițiativa, pentru că în momentul de față nu mai suntem într-o fază a războiului în care inițiativa să vină exclusiv de la Moscova. Noi suntem într-o fază a războiului în care intențiile lui Putin trebuie confruntate cu posibilitățile ucrainenilor și ale Occidentului care îi sprijină și ale organizației nord-atlantice. Cu toate astea, nu există semne de încercarea opririi conflictului. Iar 9 mai, astăzi, a arătat ce este cel mai important punct, dincolo de tot ghiveciul propagandistic pe care îl vehiculează Putin. Ăsta e un ghiveci propagandistic. A arătat un singur lucru, că războiul va continua. Că pierderea, sigur, nu s-a făcut nicio declarație spectaculoasă, nu s-a declarat război în mod oficial, așa cum unii se așteptau. Nu, dar să știți că mobilizarea parțială a început. Conturile sau rețelele sociale rusești sunt pline de științări cu privire la mobilizare. Rusia nu poate să mobilizeze acum toată populația masculină, pentru că nu are ce face cu ea, în primul rând. Nu are nici arme, nu are nimic, nu are nici provizii. Trecerea unei economii de la starea de economie civilă la economie de război este o chestiune care cere timp. Ea a cerut timp Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial, în condițiile în care ea oricum funcționa înainte ca o economie pregătită de război, încă în anii 30, cu atât mai mult acum când este o economie aflată în criză. E bine să înțelegem lucrurile astea. Astăzi am văzut imagini dătătoare de fiori. La Chișinău, lume multă, a ieșit pe stradă, a sărbătorit Ziua Victoriei. Mulți dintre oamenii care erau pe stradă la Chișinău purtau cocarda Sfântului Gheorghe la rever. Gheorghevskaya Lentochka. Lentochka. Da. E bine de spus că e un semn important pentru ruși, e un simbol important, e un simbol foarte important pentru ruși, însă în anii mai din coace, asta cred că e important să afle mulți dintre cei care ne urmăresc, nu e doar un simbol al statalității rusești, nu e doar un simbol al armatei, ci el devine și un simbol al susținerii regimului, într-un mod cât se poate de explicit, al solidarității față de regim. Ori astăzi am văzut uluit o fotografie cu fostul președinte Igor Dodon care purta o Gheorghevskaya Lentochka la rever. E năucitor pentru un fost președinte de țară să se afișeze cu un asemenea semn. Era lume multă ieșită în stradă. Ce spun lucrurile astea? Intră Republica Moldova în planurile strategice ale Moscovei? Eu cred că am spus foarte clar lucrul ăsta. Intră, va intra. Transnistria nu este menținută de Rusia în acest purgatoriu. Gândiți-vă că este o regiune care în 2006 a avut referendum, în care 98% spun ei au votat pentru intrarea în structura Federației Ruse. În 2013 legislația, s-a adoptat o lege prin care legislația federală rusă a fost extinsă asupra Transnistriei. Pensiile transnistrenilor, o parte dintre ele sunt plătite de Federația Rusă. Sigur că acum această parte a devenit mai mică pe măsură ce rubla și economia rusească de palat se topesc și ele. Dar este o regiune destul de integrată. Sigur că avem o orientare către vest a afacerilor. Dar sunt aceleași afaceri, așa cum am avut o orientare către vest a oligarhilor lui Putin. Asta nu l-a împiedicat pe Putin să declare război Ucrainei, să-l înceapă și să ajungă în situația care e. Deci să nu ne facem iluzii cu această orientare către vest. În momentul în care oamenii lui Putin din Transnistria vor considera necesar că tot această joacă de neutralitate a președintelui Krasnosesky trebuie să înceteze, ea va înceta imediat. Așa. Deci să nu le facem iluzii. Și oligarhii, și demnitarii regimului Putin aveau copiii la studii, trăiau proprietăți, așa mai departe. Îi împiedică cumva
să susțină toate bazaconile pe care le susține astăzi în Rusia? Nu. Deci această deducție, această logică potrivit căora dacă nu știu ce combinat din Transnistria aș vinde producția în România, asta înseamnă că nu o să-l mai susțină pe Putin Transnistria, este lipsită de fundament în cel mai bun caz. Era lume multă pe străzile de la Chișinău astăzi și revin la această cocardă, la această panglică a Sfântului Gheorghe pe reverul fostului președinte Igor Dodon. E o declarație tare asta. Haideți să mai spărturisim un lucru foarte important. Și anume că, sigur că tot procesul de sovietizare pe care Rusia și de schimbarea structurii naționale în toate republicile astea naționale sovietice s-a bazat pe colonizarea unor contingente masive de ruși, dar nu numai de ruși, și de ucraineni, pentru că trebuie să admitem faptul că mare parte din populația slavă colonizată în fostele republici non-slave s-a comportat loial față de puterea centrală rusă. Chiar acum avem o imagine cu președintele Dodon care poartă la rever... Dodon, sigur că bunul simț ne cere să vorbim frumos despre Dodon, dar hai să recunoaștem că totuși Dodon este o mascotă a Kremlinului. El era, de fapt, obiectul tuturor glumelor cinice, mai mult sau mai puțin inspirate ale lui Putin în momentul în care vizita Moscova și o făcea destul de des. Totuși ăsta este un om pe care rușii l-au umilit finanțându-i partidul, dându-i bani în pungi de plastic. Hai să o luăm un pic serios cu Dodon și care poartă panglica Sfântului Gheorghe. Este total lipsit de importanță că Dodon poate să poarte și la cap, e același lucru. Numărul celor prezenți în stradă e important? Numărul celor prezenți în stradă este important și faptul că purtarea acestei panglicuțe în piept înseamnă un tip de susținere pentru regimul Putin și pentru războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina. De ce? De ce? Pentru că politica, nu numai a României, dar și a Occidentului față de Moldova, nu a ținut cont de faptul că Moldova se află într-un stadiu istoric de dezvoltare diferit de celelalte țări occidentale. Politica occidentală în Moldova trebuie câștigată, trebuie dusă atât în termenii câștigării luptei pentru supremație culturală. Și aici nu vorbesc de supremație națională. Foarte importantă sintagma asta, lupta pentru supremație culturală. Da. Pentru că nu e un război. Nu, este o luptă pentru supremația unui set de valori la care să se raporteze populația acolo. Pentru că... Vă deranjează dacă aș înlocui supremație cu afirmare? Poate că pentru vorbitorii de limbă rusă de la Chișinău și din Moldova sună mai acceptabil, să spunem, afirmare decât supremație. Păi este foarte complicat că la 30 de ani după destrămarea Uniunii Sovietice noi trebuie să ne afirmăm cultural în Republica Moldova. Să afirmăm cultural Occidentul într-o țară care pretinde că vrea să adere la Uniunea Europeană. Nu. Sigur că poate să fie interpretat cum vor ei, vorbitorii de limbă rusă, dar voiam să spun ceva, și anume că în pofida a ceea ce susține Putin, care se căznește foarte mult să-i califice pe ruși ca susținător din oficiu ai politicii sale, exact, retrograde, să știți că se întâmplă un fenomen foarte interesant, și anume Putin și regimul său încep să-și piardă sprijinul în interiorul comunităților ruse în afara Rusiei, ceea ce până acum a constituit, era una dintre cele mai puternice pârghii de influență acestui regim. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Kazahstan, de exemplu, da, unde este o comunitate rusă foarte puternică, aproape de 30% din populație, vom vedea că acolo atitudinile critice la adresa Rusiei și la adresa regimului Putin sunt din ce în ce mai extinse. Eu nu mai vorbesc despre rușii din țările baltice, dar vorbesc despre rușii din Kazahstan. Nu mai vorbesc despre cei din Azerbaidjan și așa mai departe, sau cei din Georgia. Deci asistăm la o schimbare foarte diferită. Știți ce povestește un prieten care lucrează la Moscova și cu care mai vorbesc din când în când la telefon? Îmi spune că e foarte interesant ce se discută în anumite cercuri moscovite, că la un moment dat, chiar dacă regimul Putin nu o să mai existe, prietenii ruși pe care îi cunosc au o valoare superioară, care se plasează deasupra oricărui tip de președinte. Valoarea asta superioară este Maica Rusie. E Rusia în sine. Este țara pe care ei o iubesc și pe care o valorizează suprem. Și că nu contează cine conduce, de fapt, felul ăsta de agresiune, pentru că multă lume din Rusia e alături de această tentativă de redare a măreției, după care unii dintre ei tânjesc.
Sigur, asta e un lucru, dacă vreți, tradițional, în acest colectivism de mare putere. Rușii au fost formați ca popor modern, fiind învățați că sclavia și supunerea față de autorități reprezintă prețul inerent al Imperiului. Pe cale de consecință, pentru ei a spune că rușii sunt incompatibili cu democrația liberală este un truism. Dar aceasta nu este decât, dacă vreți, succesul istoric al unei propagande autoritare duse peste secole. Rușii, vreme de secole, au fost obișnuiți cu ideea că sunt incompatibili cu democrația. Ei asociază democrația cu anarhia, cu decăderea Rusiei. Dar ar fi o greșeală să considerăm acest tip de gândire ca fiind majoritar. Sunt elite, dacă vreți, economice, culturale, atașate acestei viziuni, dar cu siguranță sunt și elite care reprezintă opusul acestei viziuni și care consideră rușii un popor european. De fapt, despre asta vorbeam atunci când mă gândeam la supremația culturală. E o problemă culturală profundă asta. Este o problemă culturală profundă, care pleacă, în primul rând, de la această incapacitate cronică a rușilor de a-și absorbi critic istoria. În momentul în care tu nu-ți poți absorbi critic istoria, nu poți înțelege că tu, poporul rus, te-ai comportat abominabil în trecut, te-ai comportat grandios, te-ai comportat măreț, ai făcut crime, ai făcut lucruri bune și pornești de la premisa invariabilă că tu ești un factor pozitiv în istoria omenirii, atunci ai o problemă, nu numai de absorpție critică a istoriei, dar de înțelegerea fenomenului istoric în general. Sunteți specialist și în probleme legate de Marea Neagră. Istoria spațiului sovietic în legătură cu Marea Neagră. Ați studiat și probleme legate de importanța energetică a echilibrelor din Marea Neagră. Puțin se vorbește despre lucrul ăsta, foarte puțin. De ce e așa de importantă Marea Neagră, domnule Popa? Marea Neagră n-ar fi importantă, atât de importantă, dacă nu ar fi, să spunem, din punct de vedere politic și militar. Pentru că energetic este cu totul altă discuție. Dacă ea n-ar fi considerată o mare internă de către un stat agresiv, așa cum este Rusia, și care se opune, în teorie, a tuturor valorilor pe care le reprezintă Occidentul. Sigur, pentru Rusia, care nu este o putere maritimă. Rusia este o țară incapabilă de obicei să-și proiecteze puterea. Ceea ce face astăzi... Era marele vis al lui Petru I. Da, sigur că marele vis, până la visul lui Petru I a trebuit să primească un acces la niște mări mai mult sau mai puțin calde. Sigur că a fost un succes această deschidere către Europa, însă Petru a dorit mai mult decât atât. Petru a dorit și o modernizare a Rusiei. Sigur că dacă este să învinuim cu ghilimele de rigoare pe cineva pentru acest preț al Imperiului pe care l-a permanentizat istoric, trebuie să-l învinuim pe Petru. Petru este cel care a vrut să transforme un stat incapabil, de fapt, incapabil structural să fie un imperiu, să-l transforme într-un imperiu european. Iar acest lucru nu trebuia să aibă un preț. Prețul era inerent. Dar... Auzim de foarte multe ori formula gurile Dunării, întinderea până la gurile Dunării. Sunt ferm convins că foarte multă lume nu înțelege sintagma asta. Ce înseamnă visul ăsta rusesc de a ajunge la gurile Dunării? Ce e aia? Sigur că ajungerea rușilor la gurile Dunării este un lucru care mai nou are devenit important. Sigur, în momentul de față, lucrurile se pun în termenii capacității controlului acestui spațiu. Ce înseamnă gurile Dunării geografic vorbind? Geografic este vărsarea Dunării în Marea Neagră. Vărsarea, sigur că, din punct de vedere comercial, Dunărea reprezintă încă un coridor extrem de important. Sigur că mai sunt foarte multe de făcut astfel încât el să fie exploatat la întreaga capacitate. Sunt chestiuni legate de felul în care vor evolua transporturile, cât de mult, care va fi ponderea transportului. Dar e un mare potențial. Este un mare potențial. Sigur că există chestiuni de ordin strategic legate de controlul acestui teritoriu și faptul că România și în principal, dar și Ucraina sunt partenere în controlul acestei zone. În momentul de față noi avem un mare stres
militar prin faptul că Rusia controlează insula Șerpilor, o controlează totuși destul de ferm. De aceea, orice discuții legate de exploatarea potențialului energetic al Mării Negre pe platoul continental românesc este o bătaie de joc. O insultă la adresa bunului simț. Pentru că atâta vreme cât această insulă va fi ocupată de ruși, nu se poate pune problema exploatării acestor resurse de hidrocarburi din Marea Neagră. E o afirmație foarte serioasă. Păi așa este. Deci, dacă mă contrazice cineva, să iasă să spună când o să înceapă exploatarea având garnizoarea rusească pe insula Șerpilor. Dar nu o să mă contrazică nimeni pentru că o să fie hilar să mă contrazică. Atâta vreme cât nici o amără de vapor comercial nu se poate apropia de zona aia. Că e o zonă de excludere pe care Rusia a instaurat-o unilateral. Dar asta e o altă discuție. Întorcându-ne la Marea Neagră, Rusia tot timpul și-a dorit controlul acestor gure ale Dunării. Și a făcut-o de aceea și această cedare a insulei Șerpilor târziu, în 1946, impresia într-un acord între Ministerul Transporturilor dintre cele două țări. A încercat-o și în 1940. După ultimatumul pe care l-a înaintat României pentru cedarea Basarabiei și cu Bucovinei de Nord. Din fericire pentru România la vremea respectivă, cu asistența Germaniei și a Italiei, conferința de la București, organizată la presiunea rușilor aici, la presiunea sovieticilor, a respins această inițiativă. Rusia își dorește acest control sau își dorește să participe cu drepturi egale la controlul acestor gurilor. E bine să înțelegem că atunci gurilor, când spunem gurile Dunării, spunem asta România. Spunem România, dar nu spunem numai România. Aceasta îți oferă un acces economic, comercial la Europa Centrală. Este foarte important până în mijlocul Europei. Aici poți regla foarte multe. De exemplu, în momentul de față, principalul obiectiv al strategiei pe care Rusia o aplică în Ucraina nu mai este distrugerea Ucrainei prin mijloace militare, ci este gâtuirea Ucrainei, gâtuirea economică. De aia și bombardarea podurilor, de aia și bombardarea căilor ferate, de aia și criza de benzină care a apărut și care nu se va termina foarte curând în Kiev, de aia și criza transformatorilor de cale ferată. E tulburător, e absolut tulburător. Da, și asta își dorea Rusia. Rusia, prin această participare la control, pe care ea voia să o facă prin intermediul noilor autorități ucrainene, care urmau să fie formate în cazul cuceririi, noi am fi avut o tensiune permanentă la granițele României. Domnule Popa, mulți se pregătesc cu intenții bune, poate cu foarte multă speranță, să anunțe o înfrângere a Rusiei. Nu e prea devreme? Dar știți că în termeni politici Rusia a pierdut deja războiul. Rusia a pierdut deja războiul în termeni economici. Rusia este, dacă vreți, o excepție de la regula istoriei în momentul de față. Putin a fost în general dictatorii ruși trăiesc prinși așa în diverse obsesii istorice. Stalin a fost permanent marcat de înfrângerea din primul război mondial, de înfrângerea din războiul ruso-japonez. Iar Putin s-a văzut pe sine aici în postura lui Stalin în vara anului 1941, când a fost, dacă vreți, depășit de Hitler în începutul războiului, celui de-al doilea război mondial. Și a considerat că trebuie să procedeze așa cum a procedat Pilsudski în 1920, atacând primul. Este ceea ce l-a determinat să atace Ucraina. Cu toate acestea, putem să înțelegem dinamica, psihologică a acestor evenimente. Cu toate acestea, decizia de atacare a Ucrainei, împotriva tuturor evidențelor, cred că trebuie să ne ducă pe noi cu gândul că ea a aparținut unei persoane obnubilate sau unei persoane presate de ceva dincolo de voința sa. În legătură cu subiectul ăsta, astăzi la parada din Piața Roșie de la Moscova,
s-au văzut cât se poate de clar în mai multe imagini cele două valize atomice ale Rusiei. Una întotdeauna în spatele președintelui Putin, una întotdeauna în spatele ministrului apărării Șoigu. Deci sunt două valize atomice, nu pot funcționa una fără cealaltă. Prima întrebare, există un risc al recurgerii la arme atomice? Tactice, așa cum s-a spus la un moment dat. Și doi, există posibilitatea să apară o neînțelegere între Putin și militari? Referitor la armele nucleare, cu cât mai mare este impasul militar și economic în care se află Rusia, cu atât mai mare este pericolul apelului la astfel de armament menit să aducă o schimbare strategică a războiului. Asta este a treia afirmație foarte este ție de logică, serioasă pe care ție o faceți. Logică, da? Ție de logică. Sigur că de aceea se și petrece în Rusia deja această mobilizare, dacă vreți, parțial, care ține cont de posibilitățile reale ale sistemului militar, ale economiei rusești. Sigur că responsabilii ruși ne anunță în fiecare zi că recurgerea la armamentul atomic este puțin probabilă. Da, țineți minte de că ne-au asigurat responsabilii ruși că nu va fi niciun război împotriva Ucrainei? Da. Eu din momentul, din prima zi a acestui război, care pentru mine este 16 februarie, când a început evacuarea populației din Donbas, eu, referitor la această temă, nu m-am mai uitat la niciun alt oficial rus, cu excepția lui Putin, la tema armamentului nuclear. De ce? Pentru că toți ceilalți au mințit. Singurul care nu a spus niciodată că nu va fi un război împotriva Ucrainei, cel puțin în ultimii, începând din 2014, a fost Putin. Deci, iar ultima declarație a lui Putin referitoare la recurgerea la acest tip de armament este cea pe care a făcut-o în fața Consiliului Federației, în care știți foarte bine în ce a constat. Tocmai contrariu acestor asigurări pe care ni le livrează în fiecare zi oficialii ruși. Domnule Popa, de ce nu vorbim mai mult despre... Poate că o să sune foarte naiv ce întreb acum. De ce nu vorbim mai mult despre democrație? Despre valorile democrației și despre libertate? Pentru că sunt niște valori pe care le ignorăm câtă vreme ne aflăm în apropierea lor. Dacă ar dispărea, am simțit pe proprie piele lucruri crunte. Nu suntem conștienți de lucrurile astea. De ce nu vorbim mai des într-un mod autentic? Nu suntem pregătiți pentru așa ceva? Ce ar trebui să facem? Adică ce spune experiența unui istoric care are cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră? Ce atitudine ar trebui să ai ca cetățean, ca om cât se poate de normal în țara asta față de ceea ce se întâmplă la mică distanță de noi? Pentru că se întâmplă ceva gravisim. Este cea mai mare criză de după... Este, sigur, în termenii consecințe, este asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în 62, dar aia era, ni se părea nouă foarte departe, deși pericolul extinției nucleare era foarte mare. Este criză foarte, foarte importantă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, aș putea să spun două lucruri, și anume că aceste discuții se duc în cercuri destul de restrânse, foarte viu și foarte des. Și există o, dacă o incapacitate, o dificultate de a transforma aceste subiecte în niște teme de interes, de interes public, care să fie puse și în termeni inteligibili pentru majoritate, dar care mai presus de toate să ajute la conștientizarea importanței lor. Și aici este o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Cred că e și o problemă, de exemplu, de începând de la formatul, dacă ne uităm la mass media, începând la formatul prin care canalele de comunicare, maniera de selecție a interlocutorilor și așa mai departe. Gândiți-vă și dumneavoastră cum operează toate lucrurile astea și o să ne dăm răspunsul. Și doi, cred că deficiențele exercițiului nostru politic au dus pe nedrept la erodarea ideii de democrație în România și asta este o mare problemă. Absența performanței administrative, politice, transformarea partidelor politice românești în sisteme de contraselecție au dus la erodarea valorilor democratice. Practic a avut loc ceea ce unii ar putea numi confiscarea democrației. E foarte greu de contrazis ceea ce spuneți, însă cine se uită la noi acum
e în situația de a fi demobilizat. Ori demobilizarea, mi se pare, în momentul ăsta... Păi nu, că avem o veste și mai bună. Pe fondul acestei lipse de performanțe, societatea a devenit mult mai bună decât partidele pe care o reprezintă. E important să ceea spunem ce asta. Este, pentru că, haideți să fim serioși, noi nu suntem nici Uniunea Europeană, nici în NATO, nu suntem cine suntem pentru că politicienii români în frunte cu Adrian Năstase și-au dorit foarte tare acest lucru, ci pentru că marea majoritate a populației și-a dorit acest lucru. Pentru că de fiecare dată când s-a pus problema renunțării cu ardoare, la aceste valori, s-a ieșit în stradă, s-a demonstrat, s-a luat bătaie, s-a țipat, s-a făcut tot ce se putea face astfel încât să susținem aceste idei. Deci dacă astăzi ne putem lăuda că ne apără NATO, cred că politicienii ar trebui să amintească și faptul că suntem în NATO pentru că marea majoritate a populației acestei țări și-a dorit acest lucru și a votat de fiecare dată cum a crezut mai bine. Sigur da. Că da, aici putem discuta Domnule multe. Popa, mai avem doar câteva minute, trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Mai avem o sumedenie de lucruri de discutat și poate că ne mai întâlnim deci, să dezbatem. Vreau să spun doar că nu e, lupta este una normală, nu este și nu e pierdută. Nu e pierdută. Și iar dacă rezultatul acestui fenomen pe care criticabil este că am obținut o societate mai bună decât cei care o reprezintă în mod instituțional, păi mi se pare că ăsta e cel mai important lucru. Sunteți membru al Comisiei Bilaterale România-Rusia, Comisia de Istorici. Da, da, da. Comisia asta de istorici dezbate și problema tezaurului României. Nu, sunt două comisii. Aha. Sunt două, păi nu știți, când nu vrei să faci ceva, faci o comisie. Sigur, acum glumind că nu faci problema, așa zis. Mai avem doar 3 minute, trebuie să vă întreb. Mai vedem ceva din tezaurul ăsta? Este, dacă v-aș întreba, dacă găsiți la 100 km un zăcământ de diamante, asta ce mi-a spune? Că nu știu. Iată, acesta este și răspunsul meu. Credeți că mai există vreo parte reală din tezaurul României la Moscova? Sigur că există. Există valorile culturale, există valorile documentare și cred că asta ar fi cel mai bun lucru de discutat și cel mai serios lucru de discutat, dar asta nu trebuie să o faci decât cu niște autorități capabile de discuție. Până acum, discuțiile nu s-au dus de o manieră serioasă din partea Federației Ruse. Le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că pot să vizioneze un documentar cu totul remarcabil, realizat de prietenul și colegul Marian Voicu, Tezaurul României la Foarte Moscova. Bun. Faptul că pot citi un volum al aceluiași autor, Tezaurul României la Moscova, un volum apărut la editura Humanitas, așa cum pot citi și cărțile dumneavoastră și studiile dumneavoastră. În final, vă întreb un lucru care ne muncește pe toți. Care e prețul păcii, domnule Popa? Care e în momentul ăsta prețul păcii, eventuala pace care s-ar putea așeza peste ceea ce se întâmplă acum în Ucraina? Nu există un preț al păcii, există un preț al războiului. Pentru că pacea în Ucraina nu se poate instaura cu orice preț. Și am spus-o și o să mai spun. La sfârșitul acestui război, Ucraina va fi liberă sau nu va mai fi deloc. Acesta este prețul păcii. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, la prima noastră ediție, la și Dincolo de Alb și Negru. Vă doresc succes în ceea ce faceți. Îi încurajez pe toți cei care ne urmăresc să facă exercițiul pe care îl propunem aici. Să gândim cu mințile noastre și să-i ascultăm pe oamenii care știu despre ce vorbesc. Pe de altă parte, e foarte sănătos să mai auzim din când în când și opinii diferite, nu doar ceea ce ne place să auzim de obicei. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Ne revedem mâine. Mulțumim frumos pentru atenție. Rămâneți alături de programele televiziunii române. Ne vedem mâine seară. Să aveți o seară frumoasă.